Sí, a talanca. Auzi cum sună? E mega 11. Hai! Ei. Nu știu ceva, dar nu știu ce-a fost. Are mâner ca la o pilă, ceva. Mă gândeam că e o lamă. Ce zici că e asta? Nu știu, ceva cu multe marcaje. E un capac de bidon are. Nu? Ce fel de bidon? Dai să vedem ce scrie aici. Scrie ceva oricum. E primul capac cu marcaj din asta. Și mai ce scrie? Mai ceva? Cer, da. Cei, mor, Budapest. Dă-i să vedem. 1938 sau 5. Stai, nu are niște cifre. Scrie Jerly Moore, Budapest. Băi, vine cu ce ai mai găsit? Am o baionetă, știi că sper să fie întreagă. Ia uzi. Nu mișcă oricum. Uite, n-am mai văzut de mult o baionetă, da. Mosinelu. Hai, stai. Uite. Hai că te ajut eu. Ai. E întreagă. Baioneta de Mosinu, ia uitați-o aici, lișa. Ține. Faină tare. Pe sucă. Prima, nu? Prima din zona asta. Uite, vezi, a fost bătută în lemn. Da. A fost bătută, pur și simplu. Nu le mai trebuie. Da, cui, am și eu acolo însemna. Cui de cort se cheamă? Deci mi-a stat respirația pe loc. Că ia uitați ce cuc am găsit aici. Doamne ferește. Deci cuc aurit este. Nu știu ce. Fiți atenți ce scrie aici. Doamne ferește. Ia uitați aici. Deci cucul de cască german, primul război, într-o stare fenomenală, găsite prin boschetăciun pe aici, prin mijlocul pustiului. Uitați unde stătea el, fix acolo. Depunea ouă cu costa. Da. Clocea. Clocea lei mai mici. Vai, cât e de fain. Ia uitați ce detalii. Aici are lei cu coroane în cap, o coroană pe mijloc. Fai de steaua mea. Deci așa piesă, nu cred că mai... N-am găsit și nici dacă o să mai găsit vreodată. Doamne, cucu, bă. Au. Doamne, ce boschetăciune lupește. Zici că scoți paftaua? Pafitaua! 95% pe pafita. Pe pafita. 95% pe... Capac de borcan. Pafta de borcan. Eu garantez că e aceeași chestie. Plin de gunoi aici. Poftiți la bar, vă servim cu o țuică de primul război, cu vin de tranșee. Wow! Ce e asta? Benedict
Benedicte. Ești nebun? Benedictine. A, uite, are o cruce, mă. Benedictine, astea trebuie să fie de alea, de pe la biserică ceva. Uite, cu cruci. Da, Benedicte. Aleluia, uite ce am aici. Aleluia, aici era, bea o dușcă și aleluia. Cine știe ce era în asta? Uite, ceva frumos. Ia, uite, un șirag cu chei, un lanț cu chei. Și uite, câte mai chestii sunt aici scoase. Benedicta. Sticle, ceramică, porțelane. Cu crucea, mă, dar de ce are crucea ori? Benedictine sună ceva catolic astea. Uite. Porțelanuri, Catarame, uite de pe piele. Porțelanuri, cataramuri și sticle faine. Mă, căta faina. Sticla benedictină. Ce e talanca? Auzi cum sună? Uie, mi-a găsit-o și pe aia. Da. Uite ce mai e. Da. Dita-i talanca, ia uite. Ca de baionetă. O lamă. O lamă răpusă de trecerea timpului. Uite. Iete și bidonașul. Maghiar. Bidonașul unguresc. Ia uite că se vede marcaj pe el. Fii atent. Scrie ceva aici. Cum? Mâner de sertar. Tare. Protecții de la focoase. Sunt practic niște căciulițe, erau de protecție. Din alamă, de transport astea. Și uitați, ăsta are aici în interior ceva material și o cremă, ceva, vaselină. Rusește astea toate. Ia uitați că au și marcaje pe ele. Da. Nu-i rea ziua, chiar deloc. Ia uitați aici. Un topor, topor pic. Toporică, toporul târnăcop. Mai ai luat? Topor târnăcop de la mic. Tare prost. Mie? Bun. I-am dat sub braza asta, așa era. Wow! Uite. Ia uitați aici, baionetă șmechere.
Fii atent, a pățit ceva aici. O baionetă ersață îndoită. Dar de ce a pățit, mă? Ce tare. Subțirică tare asta modelul. Fain, oricum. Mecherie. Hai că ne prinde noapte. Nu, pe cam ne prinde noapte, nu? Trebuie să o întindem deja. Că nu mai... Uitați să vă abonați la canal dacă vă place, dați un like la fel, dacă nu vă place, dați dislike. Dar ca de obicei, nu uitați să stați pe afară, iar noi ne vedem data viitoare. Pa!